Astăzi comemorăm 26 de ani de când nu este cu noi Nicolae Costin. Este unul dintre cei care a făcut foarte multe reforme frumoase la începutul perioadei de independență a Republicii Moldova, reforme inclusiv pentru municipiul Chișinău, poate și în primul rând pentru municipiul Chișinău, de la cele educaționale, culturale, reformele cu caracter administrativ, a fost începutul capitalei în perioada de independență, foarte dificilă de fapt, și trebuie cu toată lumea să-i aducem omagiu. De fapt, în spate avem aici o galerie extraordinară de oameni cum se cade, indiferent în ce perioadă au trăit. Marea majoritate din ei au investit mult suflet, toată competența, dăruirea de sine pentru dezvoltarea Chișinăului. Și vreau odată în plus să recunoaștem împreună meritele, filele de istorie a celor care au stat la baza dezvoltării orașului nostru drag.